Basme în limba română. Zânele florilor. A fost odată ca niciodată o fetiță drăguță pe nume Laura. Locuia într-o casă uriașă cu părinții și cu doi ca ei. Mami, tati, fundițele astea mă fac să fiu cea mai frumoasă. Nu-i așa că sunt superbe? Mă bucur că-ți plac, draga mea, dar nu trebuie să pui atâta preț pe lucrurile astea. De ce nu? Nu e vina mea că sunt așa de drăguță. Vai, păpușica mea! Ne temem că ai să devii pretențioasă. Să mi se urce la cap? Doică! Laura fusese răsfățată de Doica ei prostuță, care îi spusese adesea copilei să fie mândră de frumusețea ei și de hainele ei drăguțe. Doică, mami și tati au zis că dacă pun prea mare preț pe hainele mele drăguțe, mi se urcă la cap! Voi nu, Laura! Sigur te tachinau! Nu-ți face griji, asta nu ți s-ar putea întâmpla ție! Așa că Laura a devenit foarte egoistă, disprețuindu-i pe cei care nu erau la fel de drăguți ca ea. Într-o zi însorită, Laura hoinărea prin grădină. Acolo erau flori de multe feluri și culori, de parcă se întinsese un curcubeu peste toată grădina. Flori roșii și galbene și roz. Ce? Cine e aia? Pe măsură ce se uita mai bine, curiozitatea se transforma în dispreț. Prin porțile de metal trăgea cu ochiul o fetiță cam de aceeași vârstă ca Laura. Cum îndrăznește să-mi atingă porțile cu mâinile alea murdare? Arată tare ponosită! Bună! Pleacă de aici! Fetița s-a uitat la Laura speriată. Îi plăcuseră la nebunie florile frumoase și voise doar să le vadă mai bine. Oh, bună! Nu mă saluți tu pe mine! Locul tău nu este aici! Pleacă! Dar vreau doar să văd florile! Florile astea drăguțe sunt doar pentru mine, așa că pleacă de aici acum! Biata fată a fugit imediat de acolo, rănită de cuvintele Laurei. Ce copil nepoliticos! Ce? De unde s-a auzit vocea asta? Laura s-a dus mai aproape și a văzut un trufiș plin cu cei mai frumoși trandafiri roșii. Laura s-a uitat mai atent și, spre uimirea ei, a văzut o zână micuță îmbrăcată în petalele unui trandafir. Avea cu ea o paletă cu mai multe nuanțe de roșu, iar ochii i-au strălucit când a văzut-o pe Laura. Cine ești? Ești tare drăguță! Nu vreau complimente de la cineva ca tine! Sunteți de acord cu mine, surorilor? Uimirea Laurei a devenit și mai mare când a văzut mai multe zâne mici ieșind din spatele mai multor flori. Oh, toate sunteți minunate! Vai, nu ne atinge cu mâinile tale murdare! Laura a rămas șocată. Nimeni nu-i mai zisese vreodată că e murdară. Nu crezi că ai fost cam răutăcioasă? E doar o copilă! Exact așa a vorbit și ea cu biata fetiță! Eu mă mut în următorul tufiș. Vii, Tulia? Doar nu vrem să fim în preajma unui copil așa de murdar, nu? Vin cu tine, Rosalie! Cele două zâne au zburat mai departe, lăsând-o pe Laura foarte supărată. Nu te gândi la ele! Eu sunt Violeta, ea e Liliana! Ah, eu sunt Laura, încântată de cunoștință! Laura a văzut apoi cum Violeta a pictat florile cu o nuanță drăguță de mov și a trecut pensula printr-o picătură de rouă, apoi prin culoare. De unde ai culorile astea? Violeta i-a arătat Laurei o rază de soare care a coborât spre paleta ei și a format culoarea mov. Wow! Mi-aș dori să fiu și eu zână! Liliana, care nu spusese nimic până atunci, s-a uitat țintă la Laura. Chiar ți-ai dori asta?
Da, doamnă! Măcar vreo 15 minute! Liliana și-a întins mâinile lungi și grațioase. În clipa în care i-a atins mâinile, Laura și-a dat seama că ajunsese de mărimea unei buburuze. Voi cădea! Nu, nu, te prindem noi! Nu am aripi cu care să zbor! Draga mea, doar zânele adevărate au aripi. Am pornit! Au zburat prin aer, peste grădini și peste străzi. Oh, ce minunat e! În curând au ajuns la o cabană micuță și frumoasă. Înăuntru era o femeie albă la față de la boală. Fiica ei o hrănea cu niște terci. Ce multe grădini frumoase de pictat! De ce am venit aici? Ei bine, am venit pentru că am vrut. Acum, Violeta, ajută-mă, da? Laura a hotărât să observe familia dinăuntru. Vai, ce mult! Mi-aș dori să am niște supă de pui caldă și câteva căpșune dulci. Știu că nu ne permitem, dar boala te face să-ți dorești multe lucruri ciudate. Stai liniștită, mamă! Astăzi îi voi vinde rochia doamnei Barrett. Doamnei Barrett? De ce vorbește despre mama? Asta e rochia pe care o voiam! Dintr-o dată, Laura s-a întristat pentru familia croitoresei. Nu te plătește niciodată destul, dragă. Cere-i ceva în plus. Voi încerca, mamă. Ei bine, orice ar fi, îți voi face o supă delicioasă de pui. Croitoreasa s-a îndreptat spre fereastră chiar când zânele terminau de pictat. Ce bine miros! Mamă, le voi ține aici pentru tine. Mulțumesc, iubire! Îmi place să miros aceste flori minunate! Hai la casa următoare! Au zburat prin cerul cald al verii și au ajuns în curând pe marginea unei ferestre de la o casă veche și dărăpânată. Nu înțeleg! De ce vizitați casele vechi și amărâte? Când puteți picta foarte bine și pe câmpiile minunate? Îți vom zice după ce terminăm! Acum uită-te la mine! Laura a privit cum florile aproape veștejite s-au transformat în cele mai frumoase viorele pe care le-a văzut vreodată. Lilian le-a pictat cu alb și auriu, iar acestea străluceau la lumina soarelui. Ce frumos este! Dintr-o dată, Laura a auzit un mers grăbit în casă. Asta e fata murdară pe care am fugărit-o azi! Copila aceea n-are părinți care să o iubească. Inima Laurei s-a umplut de tristețe când a auzit asta. Fata a venit alergând spre ghiveci. Ce minunată arăți! Și ce bine miroși! Mama mi-a zis că Dumnezeu ne-a dat florile ca să ne facă buni și fericiți. Margaret! Vin! De asta am venit aici, pentru a le da tuturor un moment de fericire, căci ne pasă de ceilalți. Mi-aș dori să fiu o zână adevărată, atunci aș putea face și eu asta. Zânele au zâmbit. Inima Laurei începuse deja să se schimbe. Poți face mult mai multe ca om. Vino, au trecut cele 15 minute. Și, înainte să înțeleagă, era iar de mărimea ei, stând în fața fetei sărace. Cele două zâne dispăruseră. Oh, nu! Cum mă voi întoarce acasă? Tocmai atunci, Margaret a ieșit și a rămas surprinsă să o vadă pe Laura. Tu ești fata care m-a fugărit dimineață! Ce faci aici? De ce nu ești în grădina ta frumoasă? M-am pierdut și nu știu cum să mă întorc.
Ai putea să mă ajuți? Maggie era bună la inimă și nu purta pică. A dus-o pe Laura acasă. Eu sunt Laura. Eu sunt Margaret, dar îmi place să mi se zică Maggie. Locuiești aici? Da, locuiesc aici cu mătușa mea. Și ea nu mă place, deci nu-i foarte bine. Dar îmi dă de mâncare și asta mă bucură. Au tot vorbit până au ajuns într-un final acasă la Laura. Te rog, permite-mi să-ți mulțumesc. A luat-o pe Maggie înăuntru și a dat să mănânce o mâncare delicioasă spre bucuria lui Maggie. Apoi, Laura a dus-o în grădină și i-a zis să culeagă câte flori vrea. Și a cerut iertare din inimă pentru cum s-a purtat. E în regulă! Maggie a plecat și Laura s-a dus după tatăl ei. I-a povestit despre Maggie și cum trăia cu mătușa ei rea. Și ce vrei să fac? Nu o putem ține aici? Ba, sigur că da. Laura, sunt foarte mândru de tine. Laura a zâmbit și în timp ce se uita cum pleacă, tatăl ei era mândru că fiicei sale îi păsa de altcineva. Apoi s-a dus la mama ei, care vorbea cu croitoreasa. Mamă, rochia aceasta e minunată! Nu merită o sumă mare? Mama Laurei a rămas uimită, dar a fost total de acord că rochia merita un preț mai mare. Stai! Înainte să pleci, ia acestea cu tine! Căpșune? Oh, dar eu... Așa-ți pot! Mulțumi! Croitorea s-a zâmbit călduros și a plecat cu inima împăcată. Ținându-se de cuvânt, tatăl Laurei a chemat-o pe Maggie să locuiască cu ei. Maggie s-a simțit minunat și, în curând, s-a împrietenit cu Laura. Cum am putut fi atât de rea cu oamenii? Laura și-a dat seama că singurul lucru care trebuia să fie frumos era inima. A fost o lecție pe care n-a uitat-o niciodată. Zânele o învățaseră bine.